Colegiul director județean al PDL Sălaj se va reuni vineri 15 februarie în ședință. După cum a declarat astăzi într-o conferință de presă deputatul Lucian Bode, președintele PDL Sălaj, principalul scop al ședinței de vineri este sancționarea celor care nu și-au făcut datoria față de partid în campania pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie. La această ședință vom lua măsurile care se impun în baza analizei efectuate la fața locului în fiecare organizație după rezultatul alegerilor din 9 decembrie. Întrebat care vor fi aceste măsuri, președintele PDL Sălaj a răspuns: vor fi aprobate propunerile birourilor permanente locale de retragere a sprijinului politic pentru anumiți colegi care nu și-au atins obiectivele stabilite de partid pentru alegerile din 9 decembrie. Mai exact, o serie de consilieri locali vor lăsa locul altora de pe listă, o serie de președinți de organizații locale și întreg birou vor fi înlocuiți cu un birou permanent local interimar, noi spunem CODA, Comitet de Organizare a Alegerilor, și sigur vom lua în discuție și proiectele pe termen mediu și lung, în special cele care vizează poziția PDL Sălaj la Colegiul Director Național care se va desfășura pe 22 februarie, respectiv poziția delegaților PDL Sălaj la Consiliul Național de Coordonare care se va desfășura pe 23 februarie. Potrivit lui Bode, la ședința de vineri au confirmat participarea doi dintre cei mai importanți lideri ai partidului de la nivel național. Este vorba chiar despre președintele formațiunii Vasile Blaga și despre secretarul general al PDL Gheorghe Flutur.